Vă salut, eu sunt Robert și astăzi este sâmbătă. Zici că sunt de la Proza Meteo. Afară sunt minus 2 grade Celsius. Cer parțial înorat, mă rog, senin. Așa, voiam să vă spun că o dată pe săptămână, așa mi-am propus de acum, să merg în parc, să alerg sâmbătă sau duminica și să fac aici, gen tracțiuni, abdomene, flotări. Mi-am propus acum să vedem dacă mă țin. Și am să vă arăt ce fac în parc, adică ce fac, ce tracțiuni, ce flotări și ce mă mai chinui pe aici. Sunt singur. Probabil că mulți mă întrebați unde Jador, partenerul meu de sală. El este plecat la concert pentru că e weekend. Mă văd cu el abia luni. Și de luni până vineri mergem la sală. O dată pe săptămână ies aici, mi-am propus și o zi să am pauză, să mă odihnesc. O zi de prefacere. Așa că o să ne vedem la tracțiuni. Mai întâi mă duc să alerg 30 de minute și după o să încep să filmez acolo în parc, la locul special pentru oameni cu sala. Sau fără sală, de fapt. Oameni care nu merg la sală. Chiar îi apreciez, pentru că chiar dacă nu au tine sală, măcar că am mai trecut pe aici, de asta știu, am văzut că se antrenează, adică fac flotări, fac tracțiuni, abdomene, deci sunt de apreciat. Așa că, gen, fără scuze, ca să zic așa. Ca maimuța. Am terminat 4 serii, a câte 10 repetări. Urmează să fac niște flotări la paralel pentru triceps, după flotări și după alte tracțiuni cu priză mai mare. Să vedem cum mă pot filma. Dar sper să vă motiveze măcar puțin și să faceți sport. Am făcut și 4 serii, a câte 12-14 repetări la flotări pentru triceps. Mai fac flotări normale, astea nu o să mă filmez pentru că știți cum se fac. Și după fac niște tracțiuni la spate cu priză largă, după mai fac 20 minute de cardio prin parc. După mă duc, mănânc, mă duc acasă și săptămâna viitoare să-mi lăsați în comentarii ce vreți să vedeți de la mine, de la sală. O să filmez cu Jador un antrenament, dar alegeți voi. Ce antrenament vreți să vedeți de la noi? Sau dacă vreți să ne vedeți cum ne jucăm? Asta e tare, tare interesant. Tocmai ce am terminat în parc, am făcut tracțiuni, flotări, am făcut și abdomene, am alergat. Vreau să mă alerg acum după ce închei de vorbit cu voi, încă 20 de minute. Ia uitați ce mișto e în parc. Sunt într-un parc din București. Wow, mișto, Crăciun. Ia să vedem ce zic ceva. Ha. Și uite așa la mine. Era mișto să se întoarcă să zică, urâtule. Așa, haide să revenim la lucruri serioase. M-am filmat cât am putut, câte o serie în fiecare, în afară de flotări și de abdomen.
Pentru că alea sunt sigur că știe toată lumea să le facă. Mă rog, cred că aproape toată lumea. Mi-a ochii luminile astea, ce mișto e făcut. Acum am un spirit de sărbători în mine. Ia uitați. Moș Crăciun, blete, dar... Haide să revenim la lucruri normal, serioase. Da, deci am terminat modul, mai fac 20 minute de... Mamă, aș lega pe podul ăsta. O să mă duc să alerg pe pod aici în parc. Deci 20 de minute, după modul mănânc și după mă duc acasă. Și vreau să-mi lăsați voi în comentarii despre ce vreți să vedeți săptămâna viitoare. M-am gândit să fac cu Jador un vlog și îl facem la sală. În ce fel de antrenament vreți să vedeți sau unde mă joc cu el. Unde îl umilesc, de fapt. Vreau să-mi spuneți în comentarii și ne auzim cu... Ia, uite și mișto aici. Oh, ce drăguț e. Păcat că mă plimb singur. Oamenii sunt în cuplu și eu. E frumos, da. Vă arăt și parcul. Zici că sunt în parc de aici, lucrez la parc. Vă fac turul. Prima oară la București, când veniți să mă sunați, că vă scot eu în parc. Aici este banca, aici sunt luminițele, aici este brazul de Crăciun. Da, deci... De folosesc de prea multe ori, deci nu este bine. Știu asta, sunt conștient. Nu sunt fraier. Închid, mă duc, alerg și ne vedem cu episodul următor. Și vă mulțumesc din nou pentru mesajele pe care mi le dați, pentru susținere și încerc și mă chinui să vă arăt, nu știu, o versiune mai bună a mea, să fiți și voi buni și să evoluăm împreună cât se poate. Și în legătură cu mesajele pe care primesc despre Puterea Dragostei și alte emisiuni, încă sunt indecis și nu știu concret ce fac, dar o să vă țin la curent și cu siguranță o să știți despre mine. Așa că vă pup și să aveți un weekend frumos, toată lumea.